Ne întâlnim uneori în viața noastră cu întrebări care au o importanță cu totul deosebită. Ne bulversează, ne obligă la regândire, la recântărirea valorilor în care am crezut și, până la urmă, ne obligă la un răspuns. Așa este întrebarea pe care o putem citi în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 46. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Întrebarea este adresată de Domnul nostru Iisus Hristos ascultătorilor care stăteau în jurul lui, fariseilor în mod special, adică oameni ai religiei, dar oricărui om din orice timp, fiindcă atrage atenția sub forma unui reproș fiind asupra unei contradicții, a unui paradox care poate caracteriza viața religioasă a unui om. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ceea ce vă spun eu? Adică, dacă nu faceți ceea ce vă spun eu, ce folos este că mă recunoașteți ca Domn al vostru? Sau dacă mă recunoașteți că sunt Domnul vostru, atunci de ce nu faceți? Domnul, prin această întrebare, ne oferă posibilitatea unor reflexii analitice prin care să desprindem o realitate plină de contradicții care se poate descoperi în religiozitatea omului. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne? În altă traducere sună așa: de ce îmi ziceți, Domnul meu, Domnul meu? Adică înseamnă că știți de mine, că mă cunoașteți, că între noi există o relație, și anume, pe mine mă recunoașteți, Domn, și în consecință, în voi recunoașteți statutul de slujitor, de serv, de supus. De asemenea, aceste cuvinte, Doamne, Doamne, sunt cuvinte de adresare cu care deschideți o comunicare, o comunicare cu cineva dintr-o altă sferă a realității, nu din aceea în care existați voi. Adică recunoașteți că există o realitate supranaturală, o altă lume mai presus de lumea în care trăiți voi. Recunoașteți în același timp că sunt reprezentantul acelei lumi. Iată o recunoaștere formidabilă, extraordinară. Și cu toate acestea, nu are niciun efect asupra vieții voastre. Cum se poate explica această contradicție? Cum e posibil așa ceva, ca mintea omului, înzestrată cu această capacitate a inteligenței superioare, căutăm totdeauna ca ceea ce facem să corespundă unor cerințe ale raționalității? Și dacă nu, ne bulversează, rămânem buimăciți, stai, Domnule, nu are nimic logic, nu are legătură, spunem noi. Iată, cu toate acestea, că ați avea capacitatea
ca să creați o relație rațională între ceea ce știți și ceea ce faceți, totuși nu faceți lucrul acesta. De ce? Domnul oferă aici, de fapt, două criterii, după care putem împărți întreaga populație a lumii și a oricărui timp. Și anume, cunoașterea lui Dumnezeu și viața noastră. În ce măsură această viață, calitatea ei, derivă sau nu din cunoașterea lui Dumnezeu. După aceste două criterii, am împărțit, să zicem așa, manifestările religioase sau în general populația Pământului în patru categorii. Și anume aceia care nu zic Doamne, Doamne, adică n-au o religie și nici nu fac ceea ce spune El din moment ce nu-L cunosc. A doua categorie, care nu zic Doamne, Doamne și totuși, iată, ca printr-un miracol, fac ceea ce vrea El. A treia categorie, care zic Doamne, Doamne și nu fac ceea ce spune El, această categorie este vizată de cuvintele Mântuitorului și, în sfârșit, a patra categorie, care zic Doamne, Doamne și fac ce spune El. Să analizăm pe scurt fiecare categorie și apoi să încercăm să aflăm, să identificăm din care anume facem noi parte. Aceia care nu zic Doamne, Doamne, deci n-au nici măcar cunoștința minimă despre existența supranaturalului, al lui Dumnezeu, damite despre pretențiile, despre legile, despre voința acestui Dumnezeu. Undeva ei trăiesc în pădurile virgine, triburi băștinașe care au o cultură minimă, spirituală, dar în niciun caz n-au nicio cunoștință, nicio informație despre existența lui Dumnezeu și despre voința sa. Prin urmare, ei trăiesc după alte legi, dictate de datinile lor, de instinctele lor, de acele reguli sociale care pe parcurs s-au statornicit între ei. Desigur, cuvintele Domnului nu se adresează acestora. Care va fi soarta lor? Dumnezeu este acela care, până la urmă, va hotărâ. Noi doar constatăm existența lor și probabil, așa este cel puțin bine, simțim o povoară de a face ceva în mod direct sau mijlocit, ca și la ei să ajungă minunata cunoaștere a existenței lui Dumnezeu, adevărul său. A doua categorie este vizată de Apostolul Pavel. Neamurile, spune el, pe când nu au cunoașterea legii, deci nu cunosc nici pe autorul legii, fac ceea ce spune legea, dar nu sub imperiul unui text al legii, ci ca un îndemn lăuntric. Trebuie să
precizăm în acest, în legătură cu aceasta, că tocmai fiindcă există Dumnezeu, există acea realitate supranaturală, este între lumea cea nevăzută și lumea vizibilă, adică lumea noastră, o asemenea de relație de influențare de către lumea nevăzută a lumii noastre văzute. Și în această privință intercalez o paranteză. Nu de mult, citind puțin despre fizica cuantică, am putut să descoper o mărturie sau o dovadă a unei asemenea influențe care vine din altă sferă. Și anume, particula elementară se comportă cu totul împotriva oricărei logici pe care noi am cunoaște. De exemplu, aceeași particulă poate să fie în același timp în mai multe locuri, chiar la distanțe imense. După aceea, dacă încercăm să punem sub observație o particulă, să o măsurăm, constatăm în clipa în care o abordăm ca o particulă, devine undă și în clipa în care studiem ca undă, devine particulă. Adică conștiința joacă un rol asupra a ceea ce să fie particula respectivă. După aceea, alte lucruri și mai stranii. Dacă supun observației particula respectivă, aceeași particulă, aflându-se la distanțe imense, își schimbă calitatea. Ea însăși, ca și când ar exista o comunicare între aceeași particulă, dar aflându-se la distanțe mari una de cealaltă. Și în sfârșit, cea mai stranie din toate aceste comportări ale particulelor subnucleare este aceea că poate să se în clipa în care se află în punctul A și apoi în punctul B, apare în punctul B fără să fi străbătut distanța între punctul A și punctul B. Lucru care nu poate fi explicat decât încearcă unii fizicieni să spună că ar exista niște universuri paralele și sub influența legităților cu totul diferite decât legile care stăpânesc în lumea noastră, au loc aceste comportamente ciudate. Dacă oamenii de știință recunosc că în această realitate fizică, materială în care stăm noi, apar fenomene inexplicabile datorită influențelor venite din alte sfere, vorbind despre toate acestea, nu înseamnă că eu admit, adică recunosc, cred așa, că așa se și întâmplă, că ar exista universuri paralele, doar amintesc că dacă ei au putut ajunge la o concluzie că asupra acestei realități apasă o imensă putere de influențare dintr-o altă lume, o altă realitate, atunci, desigur, avem o explicație pe care nimeni nu o poate tăgădui. Și anume că de multe ori și multe lucruri, multe fapte, le săvârșim în aparență sub un impuls venind din firea noastră, lucru care se poate întâmpla, dar de foarte multe ori există impulsul răutății care depășește potențialul fizicului
și vine dintr-o sferă spirituală și influența bunătății, adică impulsul de a fi bun, încât fapta de binefacere, de bunătate săvârșită, poate să uimească pe oricine. Nu putem scrie decât pe seama influenței Duhului Sfânt. Această categorie a doua, deși nu cunoaște legea, nu cunoaște descoperirea dată de bunul Dumnezeu, nu cunoaște pe Dumnezeu, poate totuși să facă uneori lucruri inexplicabile de bunătate, de noblețe, de mărinimie. Apostol Pavel spune că ei au acționat după o lege care este venită de sus și acționează în ființa lor. După cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 2, aceștia acționează sub influența lui Dumnezeu în mod inconștient, dar dau curs impulsului bun. Și cândva, în clipa judecății, cred că va fi cântărit cu mare îndurare, dar în beneficiul lor faptul că, că atunci când aveau de ales între binele și răul, ei au ales binele. În această categorie aș încadra și pe acei semeni ai noștri care pot fi membri de familie, dar cu o lipsă a judecății, cu o deficiență mentală. Sunt făcuți după chipul și asemănarea noastră, sunt din carnea și sângele nostru, însă mintea lor nu funcționează cum trebuie. Poate că ne recunosc că suntem părinții lor, dar nu sunt în stare de o performanță cât de cât minimă de inteligență. Și adeseori părinții întreabă, aceștia care ne-au fost dăruiți de Dumnezeu trăiesc o viață cum trăim și noi, cunoscând durerea, suferința, știu să plângă și plâng lacrima mare, oare care va fi soarta lor? Îi vom revedea în împărăția lui Dumnezeu dacă noi vom fi mântuiți? Cuvintele pe care le-am citat din Epistola către Romani, capitolul 2, ne încurajează la optimism, să avem toată încrederea că Dumnezeu vrea chiar mult mai mult decât vor părinții, ca niciun copil al său care a purtat chipul său să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În sfârșit, a treia categorie sunt cei vizați de Domnul Iisus Hristos direct, și anume voi care aveți o viață de rugăciune. Spuneți, Doamne, Doamne, voi care mărturisiți că mă recunoașteți, voi care știți care e voința mea, auziți voința mea, deci, și nu faceți. De ce nu faceți? Aici este marea problemă. Și partea cea mai sensibilă este aceea că mi se adresează mie, ori de câte ori știu ce ar trebui să fac, care ar fi voința lui Dumnezeu, și fac altceva. Este o dramă profundă această schizofrenie dintre ce știe omul și ce face omul, dintre ceea ce ar fi chiar după cea mai elementară gândire de dorit să fie făcut și cum reușim să ignorăm
uneori să evităm și să producem prin viața noastră exact contrariul. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne? Deci aveți nevoie de o religie. Putea să nu ziceți. Putea să vă lepădați de mine în mod deschis. Putea să spuneți, nu cred în Dumnezeu. Dar totuși, în inima voastră este acea nevoie de a ști că peste viața voastră este un Dumnezeu, este cineva, îi aparțineți cuiva. Aveți la cine merge când viforul încercării vă încearcă viața. Și cu toate acestea, iată câte inconsecvență. Nu putem ajunge să și facem ceea ce s-ar cuveni a fi făcut. De ce oare? Această întrebare în sine ar necesita poate ore și zile de cercetare de sine, de gândire, de meditație, de coborâre în noi înșine, verificând faptele vieții noastre. Faptă cu faptă, fiecare, am făcut bine, știam chiar înainte să fac că altfel ar fi trebuit să procedez? De ce totuși? Vedeți, cred că dacă avem ceva pentru care să venim înaintea lui Dumnezeu și adeseori pe genunchi cu un regret sincer și profund să-i cerem iertare, este tocmai această curiozitate, acest caracter straniu a ființei noastre în care ne complacem. Ne complăcem. Și anume, admițând această contrazicere, să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă că și astăzi știu că ar fi trebuit să fiu altfel, mai atent, mai iubitor, mai gata de a sluji, de a servi decât să am pretenția de a fi slujit și servit. Iartă-mă că dacă n-am fost destul de bun, prin puterea Ta aș fi putut să fiu incomparabil mai bun decât am fost. Și am neglijat această șansă de a Te manifesta prin faptele mele, prin cuvintele mele, prin gesturile, prin atitudinea mea, de a Te manifesta Tu cu puterea Ta și cu bunătatea Ta. O astfel de viață este o viață irosită. Dacă cumva, ca printr-o minune, vom fi totuși mântuiți, cred că rămâne un regret. Nu poate să nu rămână acest regret. Și anume, de ce am lăsat nefructificată șansa enormă pe care existența mea de la leagăn și până la mormânt, aici, pe pământul acesta, mi-ar fi oferit să trăiesc împreună cu Tine, Doamne, să fii Tu totul în viața mea. Să trăiesc acea experiență a Apostolului Pavel când a spus, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vedeți, mântuirea are două faze. Faza de pe acest pământ și faza din veșnicii. Și în general, omul credincios este orientat mai ales spre așa zisa răsplata, adică mântuirea din veșnicii. Dar mântuirea nu este altceva
decât șansa de a fi împreună cu Dumnezeu. Ce fel de așteptare a acestei șanse în viitor este aceea care scapă sau uneori chiar fuge de posibilitatea unei asemenea șanse în acest, pe acest pământ, în această viață, în această lume. De aceea Domnul Iisus spune atât de clar și categoric, adresează această întrebare tocmai pentru a zgudui conștiința adormită a oamenilor religiei. Nu este vorba de altceva decât cei care erau credincioși, recunoscuți, chiar mândri de credincioșia lor. În sfârșit, a patra categorie se referă la aceia care au ajuns ca comoara cea mai scumpă a vieții lor să fie tocmai Dumnezeu. Această posibilitate a legăturii dintre cele două lumi și dintre cele două ființe, lumea noastră, lumea sa, ființa noastră și ființa sa. O astfel de viață este foarte consecventă. Este minunea însăși. Un cuvânt inspirat spune că seamănă cu acea minune care a avut loc când Domnul Iisus și apoi Petru au umblat pe ape. De ce? Fiindcă această umblare pe ape nu s-a realizat printr-o forță tainică, miraculoasă a ființei lor. În virtutea legilor care guvernează lumea aceasta și ființa noastră, ei trebuia să se scufunde, ci au trăit și au umblat pe ape și pe valuri datorită unei alte influențe, datorită puterii lui Dumnezeu. Am zis ce pierdere mare o să fie, nu pierderea vieții veșnice, ci pierderea lui Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu, însăși ființa lui Dumnezeu, din viața aceasta. Ea ne-a fost dată tocmai ca o șansă a pământului din care am fost plămădiți și apoi formați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acestei bulgăre de tină însuflețită, șansa de a reflecta chipul lui Dumnezeu. În această privință, nu poate fi rugăciune mai după placul lui Dumnezeu și la care El să fie mai dispus să răspundă decât la orice altă strigare, decât aceea, Doamne, Te rog, ajută-mă, ajută-mă să pot face parte din acea categorie care religiozitatea o are nu numai pe buze, nici măcar la nivel intelectual doar, nici doar ca niște trăire sentimentală, ci care realmente și-a predat viața, omul și-a predat viața total lui Dumnezeu și umblă cu El, trăiește cu El. Trăiește din biruință în biruință spre slava lui Dumnezeu și binecuvântarea acelui mediu uman, social, care îl înconjoară și în mijlocul căruia
ca prin menire El trebuie să fie lumină și sare. Dumnezeu să ne ajute ca această întrebare a Mântuitorului să provoace nu numai niște unde de reflecții în mintea noastră, ci un zbucium adevărat din care să se nască schimbarea vieții noastre. Amin.